Am o problemă. Computerul meu se mișcă foarte încet și vreau să rezolv situația asta, dar vreau să văd prin care metodă e mult mai eficient. Și de ce zic că e lent? Pentru că tocmai am terminat de editat o nuntă și, uite, vreau să mă duc la următoarea, apăs și aștept. Apăs și aștept. Apăs, asta mi-s back, butonile back și forward aici. Bun, și mă duc forward. Deci, se aprinde. Când apăs se aprinde și vedeți cât ia până se schimbă poza. Vedeți? Și nu fac decât să navighez, să mă duc stânga-dreapta. Dacă vreau, de exemplu, să dau un crop rotate, adică să folosesc ăsta de aici și să învârt ca să îndrept poza, vezi? Da, aici că s-o mișca cât de cât decent, să zicem. Hai să mai dăm next, aștept și hai să vedem să... Hai că zicem că aici cât de cât s-a mișcat rapid la crop rotate. Dar oricum nu se mișcă cum aș vrea eu să se miște. Adică cum ar trebui să se miște. Și în momentul în care îi dau pur și simplu un next, uitați-vă cum sare procesorul. De la 3, o sări la 33, 60, 74, 61, Jesus Christ. Deci next doar și iarăși 42, 55, 73, ridicol. Next. 34, 44, 61, 79. Și la temperaturi avem aici 31 picuți de grade. Bă, nu-i nu știu ce, spre 40 de grade. I don't know what to say. Și la placa video, 34 de grade cu un maxim de 43. Configurația computerului e un i7-6700K de 4,2 GHz, 16-32 de GB de RAM pe DDR4 de 3200 MHz și placa video e un GTX 760 de 2 GB. Da, e o vechitură, dar și este pe un SSD... chiar decent, cred că e un Samsung ăsta de pe care lucrez acum. Dar whatever, I digress. Vreau să fac două chestii. Unu, o să dau un export acum și să vedem cât timp îi ia să exporte. Sunt exact 1010 fotografii. Adică după selecție și edit, mi-au rămas 1010 fotografii din 2020 făcute la nunta asta. 1010 o să predau. Și vreau să văd cât timp îi ia să exporte toate astea. După aia o să curăț computerul, o să-l bucățelesc tot, o să-l curăț, o să-i schimb pasta termoconductoare de pe procesor și de pe placa video, să-l pun la loc, bineînțeles, și o să mai dau încă un export, după aia să vedem dacă se îmbunătățește treaba și după aia o să reinstalez Windows-ul și drivere și software și chestii de genul ăsta și având în vedere că era 8:30, o să-mi ia toată noapte să fac chestia asta. Și dacă sunteți curioși, e un edit destul de agresiv, să zic așa, inclusiv la sharpening, noise reduction, lens correction-ul, niște vignet. Deci nu e doar așa o chestie de bază, să zicem. Deci chiar e un edit relativ complex, nu stupid e complex, dar relativ complex, așa că are puțin de lucru. Da, bun, hai să dăm un export și să vedem exact cât ia să exporte 1010 fotografii. Și gata exportul la o oră și un minut exact. Adică o oră, un minut și 9 secunde. Foarte exact. Aici sunt toate pozele, 1010 items, 1010 poze. Bun, s-a exportat tot. Și la temperatură avem un maxim de 65 de grade la CPU, la procesor și la placa video maxim de 43 de grade. Nu sunt temperaturi mari. Așa că nu știu cât de mult o să ajute acum curățarea, cât nu, dar o să vedem. Trebuie să scoatem un timp mai bun de o oră și un minut și 10 secunde ca să zicem că e eficient o curățare la stadiul ăsta. Așa că hai să curățăm calculatorul. Partea asta o urăsc din calea afară, adică să scot de acolo computerul îi... gros. Pentru că nu am deloc spațiu de manevră în zona asta. Așa că trebuie să le trag pe toate, să decablez o grămadă, să... Succes! Ultima dată când am curățat computerul ăsta a fost în urmă cu, nu știu, vreun an de zile, ceva de genul ăsta. Și, da. Praf, praf. Mult, mult praf. Hai că-s curios de filtrul ăsta de aici, din față. Așa. Șfara. O, mamă. Da, acolo este o...
este un fan acolo, un intake fan. Așa, și aici avem un exhaust și sursa. Ok, deci habemus, ceva praf. Trebuie să verific înainte dacă mai am pastă termoconductoare. Ar fi stup... aici sunt ace. S-ar putea să avem o problemă. Da, bun. Pentru o curățare completă, mie îmi place să folosesc următoarele. Bineînțeles, pasta termoconductoare, care o să înlocuim. O pensulă, o șurubelniță pentru a desface șuruburile, bineînțeles, dischete de machiante și spirit. Și asta în cazul, nu mai știu exact pe placa video ce șuruburi am. Ideal ar fi alcool izopropolic, dar nu am acasă, am la atelier, nu mă duc acum până la atelier pentru alcool, așa că o să fost ce am folosit tot timpul, Mona. O să la spirnițel, la ora 10 seara o să salut vecinii. Următoarea e placa video. Vede ceva praf aici pe ventilatoare. Nu pare super grav, dar oricum o să o curăț. O să o desfac pe toată și o să o curăț. Era încă destul de umedă pasta, deci nu e veche, după cum ziceam, maxim un an are, încă nu e groaznic, e chiar ok, dar nu strică oricum. Aici nu e nimic grav. După cum arătau și temperaturile, nu era grav, adică se vede că nu e îmbâxit. Vorbind de îmbâxit. Bun, o să dau jos pasta de aici și de aici. Și da, nu e o metodă tocmai ortodoxă, să zic așa, treaba cu spiritul, dar am făcut asta de atâtea ori încât, dacă îi să distrug acum ceva, era și cazul să stric ceva prin metoda asta. Nu recomand neapărat, numai că, pentru mine a funcționat o grămadă de ani, așa că nu mă stresez prea mult. Aici e clean, vezi, aici era pasta și e curat. E mai greu să curăț pe lângă decât pe dioda în sine. Mai curăț eu, e cu capătul ăsta de la... Ia, scrubi, scrubi. Dau un scrub bine să îndepărtăm tot praful de pe aici. Pad-urile astea termice de sub, știți, aici sunt pad-uri termice. No, astea ce trebuie nu le-am schimbat niciodată, pentru că habar n-am venit să cumpăr, probabil nu-i greu, dar n-am căutat niciodată. I can't be bothered. Wiggle, wiggle, wiggle. Pun niște pastă brand spanking new fresh. MX4, dacă sunteți curioși de care pastă termoconductoare folosesc eu. Unii o să ziceți că e mult, alții o să ziceți că e puțin, eu zic că e ok. Totul e curat acum, cel puțin mai curat decât era înainte, așa că o să le pun la loc. Prima dată conectez coolerul și o să pun înapoi asta peste. Și acum foarte, foarte important, știți ca și când schimbați roata de la mașină, le strângem astea în stea. Se distribuie uniform forța și după aia în colțul opus șurub. Și placa video e gata, curată, ar trebui să fie în regulă, like new. Și acum același proces la coolerul de pe procesor. În cazul meu este un all-in-one water cooler, nu mai știu cum se numește, Milestorm, firma asta, ceva de genul ăsta, de 120 de mm, pe care îl folosesc de o tonă de ani și funcționează foarte bine. Și în care aparent folosesc doar două șuruburi. Și la fel și aici pasta nu era veche, e încă chiar în stare bună. Dar o pastă proaspătă niciodată nu strică. Da, bun, aici avem niște mizerie. Oh boy. Și cam gata cu aspiratul, cu curățatul ăsta mai dur, să zicem așa. Și să pun asta la loc acum. Top tip aici, de obicei, ventilatoarele au săgețile astea și indică rotația și direcția aerului. Deci ăsta se duce încolo și aerul împinge pe aici. Deci și în funcție de orientarea lui, și în funcție de orientarea lui, unde îl pui în carcasă, să știi în ce parte să-l pui.
Și gata cu curățarea. Asta a fost partea cea mai dificilă, să zicem. Hai să repetăm testul. Da. Se zmejase, ok. Stăm în 20 față de 30, cât stăteam înainte. Ok, deci e o improvement aici, e un improvement, dar nu, asta e la relanti. Să vedem și la placa video, dacă avem ceva. Asta, 34, dacă nu mă înșel, tot pe acolo era. Ok, hai că ceva aici. 10 grade, bă, nu erau. Așa că dăm un export și vedem cât durează. Că aia ne interesează cât de mult durează, nu cât de mult se înfoacă procesorul, pentru că oricum până la 90 de grade nu-i stres. Deci, nu știu ce să zic. 59 de minute 46. De nici 2 minute mai rapid, să zic așa, după curățare. Se pune oare? Habar n-am, nu știu. Eu zic că nu se pune. 2 minute când e o oră. Nope. Dacă erau, nu știu, hai să zicem, dacă era jumătate de oră, nici la jumătate de oră nu cred că se pun 2 minute. Dacă erau 20 de minute, 2 minute, aia acolo să zicem, parcă. Deci am câștigat 2 minute la un export de o oră. Nope, nu se pune, n-am câștigat absolut nimic curățând. Ce am câștigat în schimb? Niște temperaturi mai bune, care o să ajute procesorul pe termen lung, să zicem așa. Pentru că n-am mai trecut de 54 de grade față de 61, dacă bine rețin. Și în loc să stea constant în 30 un pic, stă în 22 un pic, adică aproape ambiental. Aici sunt undeva la 20-21 de grade în momentul de față, așa că da, suntem la temperatura ambientală. Înseamnă că răcirea e eficientă, curățarea a avut efect, să zicem așa, dar n-am câștigat deloc viteză, așa că acum fac aici un stick cu Windows. Reinstalez Windows-ul, reinstalez softurile și s-ar putea să nu dorm noaptea asta. O chestie pe care o fac eu de fiecare dată când îmi reinstalez Windows-ul e să decuplez drive-urile pe care nu e Windows-ul pe scurt. Și în momentul de față eu am 3 unități de stocare în computer. 2 SSD-uri și un hard disk. Pe unul dintre SSD-uri, bineînțeles, e Windows-ul cu toate programele, un alt SSD e SSD-ul pe care lucrez, pe care editez în general, și cu un hard disk random. Așa că le-am scos, nu era necesar să le scot, dar le-am scos, ăsta e SSD-ul pe care lucrez, ăsta e hard disk-ul random pe care pun random crap, pe care nu contează, și dacă tot am zis cu computerul să-l curăț, mi-a fost foarte simplu să am acces la maglavaitul ăsta aici și nu. Am putut să scot tot ce nu mi-a trebuit ca să reinstalez Safe and Sound Windows-ul pe drive-ul pe care vreau să fac asta. Pentru că nu mi-asum absolut niciun risc, deși toate sunt de capacități diferite, mi-e simplu să-mi dau seama care e. Chiar nu vreau să-mi asum cel mai mic risc de a formata ceva ce nu trebuie. O să-mi pun aici unitatea centrală, lângă monitor, adică pe ăsta o să-l țâp de aici deocamdată și... Iată cu Windows-ul, s-a instalat și acum partea aia oribilă de reinstalat software și drivere și făcut setări și... Nu așa am revenit. Acum suntem pregătiți, refacem testul, ultima testare cu computerul curățat, Windows reinstalat, drivere proaspete, software proaspăt, totul squeaky clean. Să vedem dacă putem scoate un timp mai bun decât 59 de minute și un picuț cât a fost ultimul test după ce am curățat computerul. Bun, și îi dăm export și apare că se pregătește și după ce dispare asta, a să îi dau start, așa am făcut cu toate celelalte teste. Bun, start. Și să n-ai de curios dacă de data asta o să scoatem un timp semnificativ mai bun decât a doua tură. Stay tuned! Cred că avem parte de o extorsiune a unei degajament de apă în... Suntem la 53 de minute și ăsta e la 82% exportul. Deci o să dureze mai mult. O oră și 5 minute până să exporta toate. Așa că micul meu experiment a luat sfârșit. E ora 3 dimineața, mi-am curățat computerul, mi-am reinstalat Windows-ul, mi-am reinstalat drivere, software și așa mai departe, ca să dureze cu 4 minute mai mult un export. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne vedem mâine. Ciao!